Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru părinți. Într-o zi atât de frumoasă a venit alături de mine Virgilianțu. Cu siguranță îl știți toți, toate, yep, când butonam pe telecomandă dădeam de el. <hântu -i> și acum a venit să ne spună despre idei practice de timp de calitate cu copilul preșcolar la vârsta 3-6 ani. Cred că ne-am săturat cu toții să auzim calitate, 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 calitate. Da. Hai să definim un pic calitatea asta și să vedem niște idei practice. Ce am putea să facem? Salut! Este... Ceau, ceau, vă spun noi, noi nici nu știm de atâta timp încât ai Virgil, da. gata, ce să mai salut, zi, e, e foarte simplu, cred că până la o anumită vârstă și nici nu aș da o vârstă anume Dar noi trebuie să vorbim pe acesta vârste. Acesta de calitate, o să vorbim uh -huh, și pe vârste, uh -huh. probabil că sunt lucruri de adăugat Dar cred că cel mai important lucru pe care îl poți face alături de copilul tău este să te joci Ști că am auzit de la specialiști. Da, știu, dar uh... și oamenii care ne ascultă au nevoie de ceva, că eu să zic că să mă joc, dar cum să mă joc? Cum să te joci? Trebuie să-l urmărești pe copil. Copilul are pornit să se găsește obiecte, joacă te, creează, fii creativ, ocupă-te și oferă-i din fiecare ia o minge, fă ceva cu ea. Ia un Eu aveam o o căsuță de asta de, de lemn ce trebuia montată pentru Iasmina, când era foarte, foarte mică. Și acum mai am un element de la de când avea, nu știu, un an jumate, doi ani și tot timpul spunea, tati, haide să facem o casă. Venea dimineața la 7, la șase, tati, haide să facem o casă. Nu dormeam, coboram din pat și stăteam și făceam casa aia 200 de, de ore. În perioada aceea că vremă după 20 de ore de da, filmare, Dă-i da, da. um, să facem tată o casă. Dacă în orice direcție se îndreaptă copilul să se joace să ne jucăm cu el. Știu că zice lumea, dar este foarte important pentru că nu, noi auzim, dar nu o facem. Okay, suntem nu obosiți. O punem în practică. Da, suntem obosiți. Vrem să stăm liniștiți pe canapea să ne uităm la, ne uităm la un televizor Amin. să nu știu ce. Da. Știu, dar când copilul vrea, nu-l mai amâna. Du-te spre el și joacă-te. Să simtă că te joci, să te simtă aproape, să simtă că ești prietenul lui, pentru că altfel, automat, în timp, se, se, se distanțează față de tine. Și joaca, cred că este un mod și al copilului de a-și arăta, de a-și. Da, spune lucruri, de a arăta sentimente, Asta cu siguranță. de a se exterioriza. ce este cel mai trist? Că mare majoritate dintre noi am uitat să ne jucăm. Adică noi am uitat să ne jucăm ca adulți. Lăm lucrurile atât de în serios. Doai, deci urăsc. Deci este ceva de... Venim de la servici, neapărat nu facem duș, ne apucăm să gătim la minut, pentru că ce să vezi, suntem super nervoase, fiindcă nu am gătit, nu avem mâncărica pentru două zile. Eu nu sunt nervoasă când Îi nu Păi tu n-ai cum să fii nervoasă, poate eventual nervos. Și de fiecare dată, exact mai spus și tu, amână în copilul. Du-te la tine în camera. Nu, acum vin imediat, dar este zero contact, adică nici măcar nu-i privim în ochi. Nici măcar nu integrăm acel copil, măcar să zicem, da, vină lângă mine, am nevoie de ajutor. Adică să nu-i amânare și să-l integrezi. E o chestie. Când gătești, ia copilul lângă tine, îi place măcar să-l pui să spargă un nou și o joacă uh, foarte faină. Uh, gătitul iar o activitate. Când faci curat prin curte, dacă ai curte, când greblezi, când aduni uh, frunze, când orice poate să devină o joacă dacă nu, da, dacă nu te duci tu spre joaca lui ia-l pe tine spre joaca ta aia serioasă pe care o faci roagă-l să-ți aducă de la imprimantă dacă ai treabă o, o, o foaie și se simte și util se simte și băgat în seamă pentru că iară atenția știm cu toții sunt momente în care copilul te întreabă ceva și spui da sau nu și nici nu știi la ce ai răspuns da sau dacă știi, nu ai apucat să procesezi și ei simt că n-a fost un răspuns <laughs> Și urmează, Da de ce? Și tu spui, da, da, de, da ce, de ce ce? <laughs> <laughs> Așa este, așa este, numai că mi se pare că trăim în era vitezei și asta îmi place ca cei care ne ascultă la pentru părinți și nu numai, aici la radio, la Itsy să simtă uh, prietenia asta, știi, cu care eu spun că nu le dăm sfaturi, ci pur și simplu ne conversăm, știi, da, pentru da, că întotdeauna da. am zis, fraților, noi nu deținem adevărul absolut nu, și în cele dar... 5 minute pe care voi le ascultați, adică mi-aș dori să vă luați acea bucățică de care voi aveți nevoie și să o implementați și este un caz câștigat. Da. Așa e. Și din experiență, vorbesc din experiență uh, proprie, pentru că și eu făceam așa, și eu l amânam, o amânam. Dar cine n-a făcut, a fiște ipocriți să puțin, spunem da, da, da. că n-am făcut și niciodată. Am, și acum pornirile astea, dar mi le sfătunez imediat, da. dai seama e cea mai important exact. Asta am spus mereu. Este super important să conștientizăm. Încercați pe uh, parcursul unei zile să nu spuneți uh, să nu refuzați copilului atenția. Pe parcursul unei zile din weekend, atenție, când sunteți de dimineață până seară uh, cu el. Și eu mai Încercă aș propune să asta, să vedeți ce frumos uh, simte copilul și se poate schimba în bine. Chiar dacă e minunat copilul se Eu poate... aș mai propune niște lucruri Să lăsați călcatul, să lăsați gătitul Cât mai pot aștepta și să vă întrebați copilul Ce, ce vrei doresc. să faci exact. ce vrei Să, să faceți un program Pentru eu cu siguranță veți găsi o grămadă exact. de idei practice Pe care culmea, vreau, le dau proprii voștri copii Vreau un parc, du-te în parc, aleargă vreau <laughs> ce cu Ce până a fost asta, vreau un parc, du-te în parc păi <laughs> hai să mergem în parc Păi <laughs> nu, 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 du-te în parc ca părinte nu, nu, nu. Hai du-te în parc, ai trei ani da, da. <laughs> Mulțumesc mult de tot, Virgil da, Eu mulțumim. Fiindcă ai fost alături de noi și te aștept și altădată okay, Cu altă ocazie, vine. sper să-ți faci timp să Mai vii vine, Da Hai, promit, hai, că 5 minute promii, ce să mai promit, Avem ce vorbi, te pup Ceau.